Producția de energie este în pericol, criza alimentară se amplifică, iar un sfert din capacitatea lacurilor de acumulare e goală. Jumătate din depozitele de gaze românești sunt cele goale, iar o treime din producția de grâu și jumătate din producția de porumb au fost compromise de secetă. Toate aceste crize sunt cauzate oarecum de război, dar și de această secetă. Seceta asta devine principalul aliat al lui Putin, care blochează porturile Ucrainei. Despre cum ajută seceta operațiunea lui Putin, discut chiar acum cu profesorul de științe comportamentale la ASE, Adrian Mitroi. Bună seara! Bună seara! Mă mulțumesc în primul rând pentru prezență. Iată, Europa nu își raționalizează doar consumul de energie, ci și pe cel de apă în contextul acestei secete, care amenință mai mult decât niciodată securitatea energetică și alimentară. Cât îl ajută asta pe Putin? Și nu doar Europa, să știți, mă uitam peste un raport acum și Asia Centrală și Africa, America la fel, deci toată lumea se află într-un impasse îngrozitor din cauza acestei teribile secete. Cred că nu a fost de 10 de ani așa ceva, ne-a prins pe picior greșit. Acum nu avem nici vânt, nu avem nici energie. Acum avem mari semne de întrebare privind gazul. Coeziunea europeană stă câteodată sub semnul exclamării sau al întrebării. Ați văzut, au început să apară și voci dizidente într-un fel sau altul, pentru că încet, încet lucrurile, economia contează și când e vorba de hrană în cazul acesta, pentru că seceta se vede direct în hrană și mă uitam peste prețul îngrășămintelor. Știți că le-au crescut de la începutul anului 300%, de 4 ori. Vă dați seama ce înseamnă asta, recolta de anul viitor, cam cât de scumpă va fi, jumătate din recolta lumii, yield, din randamentul recoltei, se datorează îngrășămintelor. Da? Jumătate din lume nu mai rabdă de foame datorită îngrășămintelor. Când ai crescut de 4 ori prețul îngrășămintelor, când Egiptul, cel mai mare consumator, sau Turcia, care depinde esențial de grâul, de grânele din Ucraina și Rusia, un sfert din exportul și consumul mondial de grâne este satisfăcut de Ucraina și de Rusia. Ucraina a cădere cu cel puțin 25% și atunci înțelegeți de ce acum 3 zile și-au dat mâna toți, dar ați văzut la masă din aia lungă, da? 3 într-o parte și 3 într-alta, dar actorii principali nu și-au dat mâna, au căzut cumva la pace ca Odessa pe acolo să se elibereze grânele ca să ajungă în Europa și mai departe în Africa și unde mai trebuie. Chiar este foarte serios și ca dovadă, vedeți, când este vorba deja de pacea socială și de foamete, pentru că este o amenințare a foametei deja dacă lucrurile vor continua și ați văzut și la noi în București sau în România cum plouă așa cu foarte, foarte puțin. Deci ploaia este o binecuvântare de care n-am mai văzut-o de foarte multe ori. Ia gândiți-vă că n-am mai văzut zăpadă. Nu, de când am mai văzut în București un pic de zăpadă, am fi vrut să vedem. Deci chiar este foarte dramatic ce se întâmplă. Avem ceea ce se numește greenflația, da? Deci din cauza totuși a politicilor către verde, nu ne-am gândit ce facem în timpul acesta, ne-a prins pe picior greșit toată această dramă. Seceta, lanțurile de aprovizionare din Asia, războiul, pandemia s-au durat atât de multe și evident când e vorba de secetă, atunci cine este cel care beneficiază cel mai mult? Cel care este la emitere acolo și cel de care ar trebui să depindă. Dar ați văzut că s-au muiat totuși un pic sufletele oamenilor, băieților răi și au căzut cumva la pace, dar m-am prins de ce să știți că și ei au primit de la Uniunea Europeană, știți ce au primit? Piesele de schimb pentru aviație, pentru Airbus și titanium, au dat la schimb titanium și aluminiu Europei. Deci vedeți ce interesant, îngrășămintele circulă acum și către America de Nord, din Rusia, da? Sunt câteva lucruri care sunt atât de importante încât chiar și politicienii cei mai învrăjbiți cad la pace. Dacă e vorba de secetă, da, uitați că deocamdată ține seceta cu băieții răi. Cam așa
este în viață. Băieții răi par în prima fază că sunt cei care beneficiază de lucrurile acestea, dar suntem și noi de vină, să știți. Indolența cu care tratăm lucrurile este energetic, risipă, grija de mediu și toate astea ați văzut că au venit la scadență și războiul a și grăbit astea. Nu avem voie să mai continuăm așa. Eu cred că era să spun dușul rece, dar cred că e aproape o glumă acum, nu? Dacă Germania a ajuns să raționalizeze și să vorbească de cărbune, da? Înseamnă că lucrurile sunt foarte serioase, dar acest duș rece pe care îl primim toți, să știți că va modifica fața lumii și vom fi mai buni. Părerea mea că vom fi mai buni, mai parcimonioși, mai atenți, mai gospodari, mai puțin risipitori. Multe lucruri se vor fi întâmplat bine, dar să scăpăm odată de drama acestui război, pentru că seceta chiar este un lucru de mare seriozitate și nu este de azi pe mâine și nu rezolvi, să știți, dacă nu ești gospodar și nu-ți faci tema din timp, cu apa nu te joci și cu grânele nu te joci. Aici trebuie măsuri profunde, sănătoase și pe termen lung. Așa că nu este de joacă. Cred că e un moment al adevărului, un punct de inflexiune pentru toată lumea acum și cred că nu este de glumă cu drama crizei alimentare care cel mai probabil va urma în această toamnă. Domnule Mitroi, vă mulțumim tare mult pentru această analiză. Și eu vă mulțumesc.